Din Anzi și până în Pampa, pe teritoriile statelor Chile și Argentina, se întinde Patagonia, o regiune geografică e de o imensă varietate, care în ciuda trecutului său fascinant și a culturii distincte, a rămas încă relativ neexplorată. Răsărituri și apusuri cum numai în îndepărtatele țări ale sudului pot fi admirate, îmbracă într-o lumină incredibilă peisaje a căror frumusețe nu poate fi descrisă în cuvinte. Contrastul dintre măreția albă și rece a ghețarilor alpini și reflexele roșii ale stâncilor pe care se prelinge soarele fac din Patagonia unul dintre ținuturile cu cele mai frumoase priveliști din lume, de o grandoare naturală aparte. În 1520, navigatorul portughez Magellan a ajuns în sudul Americii Latine, la strâmtoarea care acum îi poartă numele. Descoperirea acestei căi de 500 de kilometri dintre oceanele Atlantic și Pacific a constituit un punct crucial al călătoriei sale. Magellan a întâlnit vânători băștinași despre care spunea că sunt atât de înalți încât cel mai înalt dintre noi le ajungea doar până la talie. Marinarii l-au spus Patagonii, adică picioare mari. După expediția lui Magellan, Patagonia a devenit dominion spaniol, iar în 1881 a fost împărțit între Chile și Argentina. Patagonia în sine nu este o entitate politico-istorică statală, ci este denumirea întregului continent al Americii de Sud, situat la sud de paralela 40. Parcul Național Torres del Paine, din sudul statului Chile, înființat în 1959 pe o suprafață de 240.000 de hectare, este una dintre nestematele sudului Americii. Masivul Paine se înalță asemenea unei fortărețe de nepătrunți, încoronată de turnuri ascuțite ce se ridică semeț spre cer. La nord de Torres del Paine se află Parcul Național Los Glaciares, unde atracția principală o constituie faimoasele vârfuri Fitzroy și Cerro Torre, o adevărată provocare pentru cei mai iscusiți alpiniști. Întinsă pe mai bine de 1,25 de milioane de kilometri pătrați, regiunea este puțin populată și, în ciuda frumuseții sale speciale, încă puțin explorată, vizitată și cunoscută. Între cele două parcuri se află cea mai mare calotă glaciară, exceptând regiunile polare, iar la 200 de kilometri se întinde nesfârșita Pampa. Denumirea de Paine provine din dialectul tehuelche, ai cărui vorbitori locuiesc din vremuri imemoriale regiunea și înseamnă roz. Într-adevăr, vârfurile ascuțite de granit cărora alpiniștii le-au dat nume precum fortăreața Sabia Lama reflectă lumina sfințitului în nuanțe de roz și portocaliu. Fauna parcului este și ea specială, cires de guanaco, verișoare grațioase ale lamelor pasc de-a lungul lagunelor umbrite de trestii, iar păsări rea, asemănătoare struțului, lasă în urma lor nori de praf. Sconc și se ascund în tufișuri, bufnițele sunt mereu atente la intruși, iar gâștele sălbatice și lebedele nuată în apele puțin adânci ale lacurilor, în timp ce păsările flamingo caută în noroi cu ciocurile lor curbate. Arborele beaci este singurul care oferă adăpost de vântul care bate fără oprire. Fiecare dintre cele 5 varietăți ale acestui arbore care cresc în Patagonia este înrudit cu specii din Tasmania și Noua Zeelandă, zone odată unite între ele prin Antarctica și care formau în trecut supercontinentul Gondwana.